Salutare fraților și bine v-am găsit la nou vlog. E bine, astăzi facem ceva destul de nou pe canalul nostru. Facem încă un challenge foarte, foarte mișto, numit Silence Challenge. Pe scurt, ce trebuie să facem, o să fiu eu cu zbârci, o să luăm mai multe obiecte și va trebui să vedem cine face cea mai mare liniște. O să fie un challenge destul de complicat pentru că noi doi suntem niște oameni destul de gălăgioși. Acum mă îndrept spre mor să mă văd cu el. Cred că e și Ceanu acolo. Și ne vedem acolo să vedem ce cumpărăm și ce facem. Evident că am pe mine frumos mărciul Gami, non-stop, 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 banderul lantă, hanoracul subțire de vară, frumos, elegant. Dacă vreți să vi-l cumpărați și voi, intrați pe shop.5gear.ro/gami. Băi, fraților, am o veste bună și una rea. O să încep cu aia bună. Am ajuns la mall, vestea rea e că s-a dus lumina, efectiv. Până am ajuns eu la mall s-a înserat și trebuie să vedem ce face zbâr. Ce faci, măi? Eu mă țin de promisiune și tu nu, unde ești? Sunt la mine. Hai afară, hai afară. Bine, hai că ies acum, ceau. Hai, pa, pa. Oh, it's the one and only Andrei Zbârnoaia. Bine. Salut, salut, te vlog. Pup, te pup, Ceanu, ce faceți? Care-i treaba? Am fost să ne uităm de un laptop pentru Ceanu, că pleacă în America. Ei, bine, da, bine. Nu l-am uitat, mă duc în America, să scot niște vloguri super mișto de acolo. Top, 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 îmi place că tu forțezi vara frumos. Aici, hashtag we global. Hashtag we global, boom. Trebuie să mergem să cumpărăm toate, toate nebunile pentru vlog. Am ajuns și noi la magazin frumos, la Carrefour. Aici nu e nicio sponsorizare, dar pentru coșul ăsta merită un pic de reclamă. Uitați-vă, cel mai tare coș și pentru paint, știi? Mă ajut la raionul de cărți. Ai cum are să răsfăiești o carte silențios? Da, e destul de liniștit. Cred că ar trebui să găsim ceva mai gălăgios. Cred că vlogul ăsta ar trebui să vorbești mai șoaptă. Semna Reanu, cu cartea. Uităm ceva. Semna librărie. Bără, cât de silențios poți să faci un grătar? Poți să faci mici în șoaptă? Ce zici? Ce au de acolo? Am ajuns la primul articol de pe lista noastră. E bine, vom lua două, de fapt nu, vom lua 3 doze de cola. Astea sunt din campaniile Coca-Cola Stories, băi, știți că am făcut noi frumos piesa Story. Aici puteți, la școală, aulă, până înapoi. Eu l-am luat pe Iron Man. L-ai luat pe Iron Man? RIP! Scuze. Bă, zbâr, și am realizat că noi am luat toate astea, știi, că să facem video-ul ăsta cu Silent Shit Challenge. Da, trebuie să avem și noi unde să stăm, frate, eu o să ne-am scaun ăsta, portocaliu. Eu sunt în echipa albastră. De echipa albastră? Eu sunt războinic. Eu sunt faimos, haideți! Dar și-am realizat că avem o mică problemă, nu-mi cap la noi în mașină. Ăla-i. Ești prost, acum poți să-l și pun pe pain aici. Ești prost, ăsta albastru ce-l-a făcut acum. Ne-am luat scăunelele. Mamă, dar e un pic... Intrăm amândoi? Nu. Dă-l mai în spate, dă-l mai în spate. E un pic inconfortabil, dar... Să zicem că merge. Bă, asta e foarte confortabil, numai că nu prea pot să mă las cu mine. Mamă, dar mă strânge. E nașpa rău. Vreți să opresc de mine? Gata, acum e confortabil, mă, și ăsta aici. Bă, este o sticlă de... De o doză. O doză. Mamă, trebuie să vedem cum le deschidem cât mai silențios. Ceanu, bun, hai să vedem. Dave. 3, 2, 1, rec. Au, a fost destul de gălăgios. Dar acum dai și beau, beau. Trebuie să și beau? Da. Stai așa să vedem. Deci gami efectiv. Am avut un max de 83. Da, ia să vedem. Te descurci să faci mai încet? Hai să vedem. Zbâr. Da, zbâr un pic mai slab, da. Hai să vedem. Zbâr. Bă, nu, zbâr a câștigat. Da? Nu, uite, eu am avut un pic de 44 și zbâr a avut un pic de 51. Ajuns și la raionul de chipsuri, vom lua două pungi de bomber, frumos, să vedem cine le deschide cel mai încet, cel mai silențios. Bă, nu te deschide. Băi. Băi, ești prost.
Cea mai slabă mișcare, hai să mergem. Hai să mergem, prânele de cineva afară, zbâr. Păi, cumpără, n-ai ce să-mi zici. Adică pe bune. Da, adică le cumpăr. Mersi, zbâr, încă 2 lei în plus. Oh, no. Hai să vedem cine le desface cel mai silențios. Să nu-l facem în cur. Era să mă duc pe derderușii, nebun. De bucurie era să duce în cur. Ia, hai, următoare luptăduse. Cum, băi? Băi, am aruncat cu jiu-jitsu. Cu chakra am aruncat, ești de bun. Știi picătura aia care umple paharul? Zici că a aruncat cu ceva noi, a aruncat cu niște pufuleți. Care, stai puțin, au 40 de grame. Băi, ești nebun. Adică e bine. Bă, mi s-a părut chiar o idee bună să le cumpărăm și chiar au meritat 12 lei pentru acest râs. Bă, da, hai să... Ia uite! Lasă! Ia 40 de grame. Băi, ești nebun. Mai trebuie ceva, mai greu. Runda a doua. Nu doza de coara deschisă. Încărcător, ia. 2, 1... Ia vezi. Am avut un pic de 44, deci acum e rândul tău, zbâr, și trebuie să și mănânci unul. Da, hai să vedem cum reușim. Dai tu rec, dai Lucian. Slab. Zbâr a avut un pic de... 51, da. Ăla e? Da, ăsta e. 2-0 pentru Gam. Da, deci este 2-0 pentru Gam. Băi, Gam, pierd. Bă, dar știi ce aș vrea să aflu? Care a fost caurul mai gărăgios? Am luat și o pungă de cereale să vedem cine face cele mai silențioase cereale cu lapte. Și îmi pare amuzant să fac asta. Stai cu ei. Mă place că e camera mea și mă piși pe ea, știi? Mamă, le-am făcut praf. E complet aceeași pungă de cereale. Am prins. Și mai de aici cineva. A zis că, băi, eu îmi fac pastii și am ajuns aici și am zis... Patuceală, cereală. A zis, bă, să-mi fac paste, să mă chinui, să stau, să fierb, să... Nu, mă, dă-le încolo, iau niște cereale și mea. Și probabil am și aruncat cu ele în cineva. Mamă, cum ar fi să arunc cu Stanceanu, așa? Stai, nu. Hai să vedem ce facem și cu cerealele. Băi, nu o să punem cum deschidem punga de cereale, pentru că avem aceeași pungă de cereale și n-ar fi corect. Să pungă de cereale, nu... Hai, mă, că s-a descurcat. Bun, acum cine începe? Eu. Bine, hai, începe tu, frate. Ceanu... Întrebarea supremă. O să stai eu cu Divimiter, că Ceanu filmează. Întrebarea supremă, să pun cerealele sau laptele primul? Scrieți în comentarii, ce puneți voi prima dată, cerealele sau laptele, să vedem. Eu de obicei pun cerealele primele, dar acum trebuie să fie mai silențios, să fie cum să pun laptele. Mama, asta vreau să fac și eu! Și eu vreau să fac asta, mama, ce m-am lovit. Ai dat drumul? Nu!
Cât a fost? Hai să vedem, hai să vedem rezultatele. Și avem un pic de 41, un maxim de 96 și un average de 44. Îți termânez ăsta frumos. O să vin bolul. Și când îți zic eu, dai start. Hai să vedem. Mi-a bufut. Tu ai avut un pic de 41, un maxim de 96 și un average de 44, da? Și tu ce ai avut? Eu am avut un pic de 40, un maxim de 96 și un average de 43. Băi, ești nebun la limită. Băi, ești nebun la 1. 1 decibel. Un decibel, tu-ți dai seama, wow, wow! După atâta suc și chipsuri, frate, hai să luăm ceva mai sănătos, frate. Am găsit aici niște pere cu un ambalaj super gălăgios, frate. Uitați-vă puțin cum face ambalajul, dar nici nu auziți de el. Și trebuie să vedem cine deschide ambalajul și cine mănâncă toate perele cel mai silențios. Haideți să trecem la pere! Hai să vedem. Maxim 93, average 40, pic 33. Sunt bune? Chiar sunt bune. Ok, hai să trecem la alea. Da, ai pierdut senzațional. Deci măcar nu mai trebuie să ne uităm la numere. Da, average 50. Da, nașpa. Dar foarte bune perele. Mâncați pere și fructe, copii, chiar e foarte sănătos. Next up. Ne-am întâlnit aici cu un fan, cum te cheamă, frate? Alex, ne-am întâlnit cu Alex frumos în Carrefour. Filmăm aici mare vlog, o să te vezi pe canalul meu de YouTube câteva zile. Îmi bate palma. Bum. Pentru o probă de forță și de mușcă am luat și două borcane, să vedem cine deschide cel mai repede și cel mai silențios și cine mănâncă toți castraveții. Toți, așa. Și cel mai repede la castraveții. Și cel mai repede și cel mai silențios. Hai să vedem. Cu ăștia nu, John. Mamă. Mă rog, vă dați seama că nu e cel mai științific test, dar e așa, să ne râdem și noi puțin. Haide, Ceanu, iau primul, haide! Haide, 3, 2, 1, dă-i. Wow, n-a fost ce mai bun ca să aveți murat din viața mea, sunt super acrim. Nu o să-ți placă. Zic, mamă, pe bune. Nu o să-ți placă, sunt iar hai să vedem ce rezultat. Pic de 35, average de 34, destul de bine. Mamă, e cel mai silent de până acum. Da. 3, 2, 1. N-ați prins pe cameră, dar a plecat o băluță de la Ceanu, direct din China aici. Bum, băluța a ieșit.
Bă, nu m-am putut abține, pare rău. M-am prins. Da, da, dar oricum a fost mai silențios ca... Scria average 34 în înainte să... Dar oricum a fost mult mai silențios. 5-7. Bă, zbâr, care joc făcut, frate? GTA. Fortnite. Oh my god, un tricou cu Fortnite. Wow. Că dacă vă jucați Fortnite, vă cumpărați chestii, să băgați codul zbâr pe item shop. Am și eu cod, dar la bar n-am care e. Băi, deci tot timpul când filmez cu Gami, bă, mă apucă un somn, bă, în ultimul bar. Bă, și-mi vine să iau așa, să fer, da? Știi? Și efectiv să mă pun în par, adică... Abonamentul ăla de la sala aia, da? Cumpărăturile noastre pentru clip a fost vreo 100 de lei. Zbâr și-a luat ce și-a luat? Niște sushi și un tricou, nu? Și niște cereale pentru acasă. Și-a dat 80. Dar uitați-vă aici la punga asta, aici de mult style. Nicola s-ar fi mândru dacă m-ar vedea acum. Ia uite scaunele noastre. Cumpărăturile tale au intrat și două scaune, ești nebun? Ia uite. Am scaun la cap, cum s-ar spune în popor. Ia uite-l pe ăsta, m-a văzut pe mine și aici s-a făcut poftă de mâncare chinezească. Da. Hai mă, zbâr, să mergem. Hai. Stai mă, ce faci? Ce, băi, ce faci mă cu asta? De ce? Crezi că am luat scaune degeaba, ești nebun la cap? Fii atent. Mamă, dar alea au încălzire, bă, boule. Ce? Alea au încălzire, că n-au. Normal că au încălzire la 12 lei. Stai mă, băi, dă-te mă jos. Vino aici. Ia uite. Așa? Așa da? Hai să te văd. Așa da, ia. Ia. Stai să închid și ușa. Stai. Ce era tare dacă aveai trapă. Să ieși. Hai, băgă-te acum să închid ușa. Să merge. Cum v-am zis, eu sunt un om cu scaun la cap și pentru acest clip mă declar câștigător challenge-ului nostru de Silent Challenge Test. Chestii, nu știu cum se numește acest challenge, dar fraților, veniți încoace, dă-mi mie camera să încăpem toți în outro-ul ăsta frumos. Fraților, ăsta a fost clipul, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Eu am fost Gami, aș să nu uitați să scrieți în comentarii ce puneți prima dată, laptele sau cerealele. Eu am fost Gami alături de Zbâr și Ceanu, aveți link-urile lor în descriere. Nu uitați să vă cumpărați cel mai fire merch de pe shop.5g.ro/Gami. Iar noi vom vedea data viitoare. Pa! Bush!